binecuvântată până acum și sper că și voi ați fost și sper să fiți și în continuare. Ceea ce Domnul să fie așteptat Dumnezeu, Fecea, Duhul Sfânt, să ne simțim iubite, îmbrățișate, mângâiate, încurajate. Și pentru că tema conferinței este femei neobișnuite, eu am ales o femeie din Scriptură, care este o femeie neobișnuită. Și textul este din Luca, capitolul 7, de la 36, voi citi până la 47. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, căci este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unii datora 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns, socotesc că acela care i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu femeia aceasta? Am dat în casa ta și nu mi-a dat apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi-a uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Tată, îți mulțumesc pentru cuvântul tău și mă rog ca cuvântul tău să fie viu, așa cum spune cuvântul tău. Și mă rog ca cuvântul tău să lucreze la inimile noastre și să ne transforme, să asemănăm din ce în ce mai mult cu tine. Îți mulțumesc, Doamne, că tu ungi cuvântul în această zi. Doamne, Duhul Sfânt, îți mulțumesc, încredințăm totul în mâna ta. Te lăudăm, te binecuvântăm și spunem că te iubim. Amin. Vedeți, un fariseu l-a rugat pe Iisus să vină la masă. Un gest frumos. L-a invitat pe Iisus ca oaspete în casa lui. Dar acest om nu a făcut nimic din ce trebuia să facă în acea vreme o gazdă. Nu l-a sărutat. Nu a pregătit ligheanele cu apă pentru că drumurile erau nepavate, încălțămintea erau sandalele și trebuia niște vase pregătite ca musafirii să spele picioarele, să se simtă bine în confort. Nu a făcut nici asta. Nu l-a uns cu un de lemn. Când intrai în casa unui evreu, trebuia să te sărute și să te ungă cu un de lemn și să te iau o binecuvântare. Gazda noastră nu a făcut nimic. Nu știe motivul. Am zis, Doamne, care a fost motivul de la invitat acest fariseu în casa lui pe Iisus și n-a făcut nimic din ce trebuia să facă? A fost să vadă o minune? Sunt sigură că știa că Iisus făcea minuni. A vrut să facă un mic de reclamă? Știa că mulțimile îl urmau pe Iisus. A zis, o bună ocazie, intru și eu. Mă cunoște lumea, mă cunoște din Capernaum. Sau poate a vrut să-l ispitească pe Domnul Iisus să prindă cu vorba? Nu știu. Dar vedem un lucru, că nu a făcut nimic să-și onoreze musafirul. Vedeți, ne avem, venim în zilele noastre, avem musafir. Când îi invităm, ne bucurăm că vin, nu, se dă ușa, îi brățișăm, de pe Sniha, mă purtă, mi-e Sfinții Domnului în casa mea, sunt încântată. Dă-i un par de apă, măcar un par de apă. Nu? Vedeți, omul ăsta n-a făcut nimic. Poate nu când citim Scriptura, ni se pară lucrurile astea așa, că trec ușor cu vederea. Dar omul acesta nu și-a onorat musafirul, și era Iisus. Dar spune Scriptura că o femeie a aflat că Iisus este în casa fariseului. O femeie
nu ne dă numele ei. Nu ne spune decât că ea o păcătoasă, o prostituată. Nu a avut invitație. A primit o invitație, a primit invitație la conferință. Ea n-a primit. Ea n-a primit. Vedeți? Dar femeia asta a fost determinată să vină. Și a riscat mult. A fost o femeie curajoasă. Știți că putea, unul, să nu intre în casă? Cred că fariseu, când a văzut-o, a avut mânie, a avut supărare. Că a spus, eu pe ea n-am invitat-o, da? Și mă gândesc că femeia asta putea să fie ucisă cu pietre. Putea să fie ucisă cu pietre. A riscat. A vrut să fie în casa fariseului. Și cred că n-a fost îmbrățișată. N-a spus nimeni în brațe, nu i-a spus nimeni un bun venit. Cred că dimpotrivă a simțit dispreț, a simțit că nu este dorită, a simțit privirile disprețuitoare, a simțit că nu este iubită. Eu cred că această femeie a simțit toate aceste lucruri. Că nu a fost dorită acolo. Dar știți ce-mi place? Știți ce-mi place? Că ea nu a venit pentru ei. Ea nu a venit pentru ei. Ea a venit pentru El, pentru Domnul Iisus Hristos. Și vreau să cred că tot în această conferință ai venit pentru El. Ai venit pentru El. Pentru că El merită. M-am gândit la această femeie că a fost îndrăzneață, a fost curajoasă și a fost puternică. Eu așa văd pe această femeie. Și îmi place că femeia aceasta a făcut tot ce n-a făcut fariseu. S-a pus la picioarele lui Iisus, și-a lipit o brază de picioarele prăfuite. Nu a avut apă, dar a avut lacrimi. Nu a avut ștergat, dar a avut părul capului ei. Și ce gest extravagant, care arată dragoste, onoare, bucurie, mulțumire, a dus la lui Iisus, a început să-i sărute picioarele. Aleluia! Ce dragoste! Să sărute picioarele Mântuitorului. Simt că tot ce a fost această femeie a arătat inima ei, a arătat dragostea ei pentru Iisus. Și mai mult, nu a venit cu mâinile goale. Ea a dus un vas de alabastru cu mir. Și vreau să spun că nu era ieftin. Pentru că mirul se aducea din India, din plantele și din tulpina și plăcea unei plante aromatice. Era adus în vase de alabastru, în sticluțe și care se deschidea la ocazii speciale. Și femeia asta a venit cu un dar la Iisus. Și nu s-a simțit onorată să ungă capul lui Iisus, dar i-a mus picioarele. I-a mus picioarele. Vorbim mult în biserică despre dărnicie și despre să știm să dăruim. Vedeți? Zeciuiala este a Domnului. Zeciuiala înseamnă ascultare de porunca Domnului. Zeciuiala nu este a ta, este a Domnului. Ne dați la casa Domnului zeciurile voastre ca să fie hrană. Zeciurile este a Domnului. Dar dărnicia este închinare. Este închinare. Are să te lipăște mult pe Domnul. Vedeți? Spune că în Israel a fost ciuma. Când era David împărat. Și prorocul Gad îi spune lui David, du-te în area lui Arauna Iebusitul și adu acolo o jertfă. Arauna, când l-a văzut pe David, împăratul cu știrea, i-a zis împăratului, ia aria, ia carele, ia boie, adu jertfă, boie pentru jertfă, carele să fie lemne de foc, adu jertfa. Și știi ce îmi place David? Nu mă mir că Dumnezeu atât de mult a iubit pe David. A spus, nu, nu voi aduce o jertfă care să nu mă coste nimic, nu, voi plăti cu preț de argint. Deci împăratul a spus, nu, este și pentru noi o provocare. Vino la picioarele Domnului cu inima ta, cu închinarea ta, pentru că Dumnezeu este credincios. Știți că în cartea Maleahii, profetul spune că Dumnezeu are un jurnal
Știți lucrul ăsta? În cartea Maleahi, Dumnezeu scrie în 3 cu 16 Maleahi că are un jurnal. Știți ce spune acolo? Când cei care se tem de Domnul se adună, vorbesc unul cu altul, spune așa că Dumnezeu ia aminte. Să nu greșesc, este așa. Ia aminte, ascultă și o carte de aducere aminte este scrisă înaintea Lui. Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Dragul meu, vreau să-i spun. Nimic nu cade la pământ din ce semnă împărăția Lui. Da, poate că multe lucruri cade la pământ care le faci în fiecare zi. Dar lucrurile care le faci pentru împărăția Lui nu ca jos. Uneori Dumnezeu recitește ce este scris în cartea sa de aducere aminte și modelează viitorul. Repet, Dumnezeu recitește câteodată cartea Lui de aducere aminte. Nu că uită. Și îți modelează viitorul. Îți modelează viitorul. Și confirmarea este din faptele apostolilor. Când, știți, în Cezarea era Corneliu, om temător de Dumnezeu, om care îl iubea, făcea bine norodului, iubea poporul, făcea milostenii. Și spune că un înger al Domnului în casa lui. Vrei să vină un înger al Domnului în casa ta? Vrei să, să vină un înger al Domnului în casa ta? Eu vreau. Eu vreau. Pentru că dacă scrie în cuvânt și dacă a fost posibil cu Corneliu, este și cu tine și cu mine. Când un înger a venit în casa lui Corneliu, și ce a spus? Rugăciunile și milostenile tale au ajuns la Dumnezeu. Și a adus aminte de ele. E o promisiune puternică. Rugăciunile și milostenile tale au ajuns la Dumnezeu. Draga mea, vreau să spun, rugăciunile tale, milostenile tale, dărnicia ta, faptele tale bune, ajung la Dumnezeu. Vreau să nu te îndoiești de asta. Spune în Scriptură că osteneala noastră în Domnul nu-i satanică. Nu! Nu-i satanică. Și la Dumnezeu de bine cuvintează. De ce e o provocare? Fii o închinătoare. Fii una care dăruiește. Fii una care îți pui inima la picioarele lui Iisus. M-am gândit când femeia a desfăcut sticluța, vasul de albastru cu mir. Ce mireasmă a fost în casă? Ce mireasmă a fost în casă? Mirosiți mireasmă. Vreau să spun, când Dumnezeu este în casa ta, miroasă Dumnezeu. Miroasă a mireasma cerului. Miroasă a viață. Și doresc ca în casele voastre, doresc ca în casele voastre, în familia voastră să fie mireasma lui Hristos. Să fie mireasma lui Hristos. Și mai place un lucru, că această femeie, tot ce a fost înainte instrument ale seducției, lacrimile, părul, parfumul, le-a transformat în elemente ale închinării. Aleluia! Tot ce a fost înainte păcătos, tot ce a fost înainte păcătos, le-a transformat în elemente ale închinării. Aleluia! Draga mea, este o provocare. Pentru mine a fost o provocare. Când am primit această temă, să fiu ca această femeie, să fiu ca această femeie, o închinătoare, o iubitoare de Dumnezeu, una care jertfește, care dăruiește. Și vreau să vă spun că teologii spun că valoarea mirului din vasul de albastru era salarul pe un an de zile. Salarul pe un an de zile. Am zis, Doamne, când am întâlnit cu salarul pe o lună ca închinare, dar pe un an. Și eu cred că această femeie a dat tot ce a avut. S-a dat sfârșită lui Hristos. Dumnezeu caută închinători adevărați în duș și adevăr. Dumnezeu caută închinători în duș și adevăr, pentru că El ne vede. Și noi nu ne închinăm că ne văd oamenii. Nu. Îmi place să spune Pavel. Caut eu bunăvoința oamenilor? Caut eu să plac cu oamenilor? Nu, nici de cum. Eu vreau să plac cu Dumnezeu. Draga mea, tu trebuie să-i faci Dumnezeu. Trebuie ca Dumnezeu să fie încântat de tine, de ceea ce faci tu. Nu mulțimile conduc viața? Nu, ci Dumnezeu. Deci a fi o închinătoare adevărată.
Vedeți, fariseul, când vede ce face această femeie, începe să spună: dacă omul acesta ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, este o păcătoasă. Pentru că din punct de vedere ceremonial, pe vremea aceea, când te atingeai de un păcătos, erai considerat necurat. Fariseu, despre Domnul Iisus, crezi că Domnul Iisus să-i spună: fariseu, sigur, știi ce ai mâncat ieri? Știi ce ai povestit ieri? Știi ce ai poftit ieri? Știi ce ai gândit ieri? Putea să-i spună, da? Putea să-i spună. Și este aici o provocare. Nu deslănțui în mintea ta gânduri pe care nu ai vrea să ți le citească Iisus. Nu deslănțui în mintea ta gânduri pe care nu ai vrea să ți le citească Iisus. Știi de ce? Pentru că El ți le citește și îți răspunde: eu nu, de da. Și este aici un lucru. Pentru gândurile de astăzi îți conduc faptele de mâine. Gândurile de azi sunt faptele de mâine. Dorința senzuală de astăzi este adulterul de mâine. Lăcomia de azi este fapta penală de mâine. Mânia de azi este furia de mâine. Atenție ce gândești. Atenție ce gândesc. Deci gândurile de azi îți conduc faptele de mâine. Amintiți-vă de Cain. Azi a fost mânios pe Abel, pe fratele lui, și mâine a avut mâinile murdare de sânge. Așa este. Fariseii l-au ucis pe Domnul Iisus în mintea lor, în inima lor, și apoi l-au dus la cruce. Ai grijă ce gândești. Pavel ne sfătuiește în 2 Corinteni 10:5 și spune că orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Nu este ușor. Orice gând să-l faci rob ascultării de Hristos. Și o altă traducere spune așa, că noi capturăm orice gând, îl facem să capituleze și să se supună lui Hristos. Repet, noi capturăm, facem să capituleze și să se supună. Aici este un limbaj de război. Așa este. Pentru că gândurile sunt de multe ori inamicii noștri. Gândurile sunt inamicii noștri. Dar noi suntem soldații și să facem curățenie. Să luăm orice gând captiv, să se supună lui Hristos. În 1 Corinteni 13, Pavel ne spune ce este dragostea. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelugire. Pavel ne arată ce nu este dragostea. 8 de nu. Asta nu este dragoste. De aceea noi trebuie să luăm atitudine. Dacă ai invidie, răutate, comportament indecent, răutate, nelugire, mândrie, intoleranță, trebuie să dăm afară. Trebuie să le dăm afară. Avem de luptat. Și asta în fiecare zi. Dacă știu să fac asta în mâine, dar trebuie în fiecare zi. Și captarea gândurilor este o chestiune serioasă. Și Iisus a fost izbitit. Vă amintiți? A spus ucenicilor: da, mă vor răstigni, voi merge la cruce, voi muri, dar a treia zi voi învia. Și Petru îl ia deoparte și începe să-l mustre pe Domnul Iisus. Petru, ucenicul. Și Domnul Iisus are un cuvânt destul de dur. Spune: înapoi a mea, Satana, tu ești pentru mine o piatră de potihnire, că gândurile tale nu sunt ale Dumnezeu, ci ale oamenilor. Vedeți ce ferm este Iisus? Nu putea să cocheteze cu gândul o moarte fără cruce? Putea să cocheteze, putea să fie ispitit, putea, dar a fost foarte ferm. A spus: nu, nu, Petre, înapoi a mea, Satana. Foarte dur cuvântul.
ești o piatră de potignire pentru mine. De aceea, când vin aceste gânduri, suntem femei, suntem așa cu o gândire mult mai puternică a bărbaților, gândim mult, este un avertisment și trebuie să învățăm ca orice gând care ne vine, care sunt gânduri rele, să le dăm afară. Dar frumusețea este, ok? Frumusețea este să dai afară lucrurile rele, gândurile rele, să vii pe la bune. Dacă ai luat fiecare gând captiv și ai refuzat oricărui gând murdar să intre în mintea ta și ai pune altceva, ce ai pune? Să te gândești la bunătatea lui Dumnezeu, să te gândești la dragostea Lui, să te gândești la El pentru tine, să te amintești mereu ce dragoste ți-a arătat Dumnezeu. Cum spune psalmistul, Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele tale, toate, le-a aruncat în marea uitării, el nu mai pescăște de acolo, mai cel rău. Dumnezeu îți vindecă toate bolile tale. Dumnezeu ți-a scos viața din groapă, te încrunează cu bucurie. Dumnezeu face să întinești iară ca multul. Aleluia! Ce promisiuni! Să nu uiți niciuna din binefacele Lui. În fiecare zi îți dă binefacere. Multe! O hrană pe masă, hrană proaspătă, haină, un pat, soare, câte și câte, nici n-avem cuvinte, nici n-avem cuvinte. Să nu uităm niciuna din binefacele Domnului. Cum spune psalmistul? Cugetă zi și noapte la cuvântul Domnului. Cugetă, cugetă, mănâncă cuvântul, trăiește, meditează, memorează. Aleluia! Să ai ADN-ul lui Hristos, să ai viața lui Hristos. Cugetă. Și de ce? Pentru că îl cugeta cuvântul Lui, când îl mănânci, ești, cum spune psalmistul, ești ca un pom. Ești ca un pom, să din lângă apă. Dar ești un pom care rodește în fiecare zi, că aduce roade în împărăția Lui. Ești un pom care îi frunze în fiecare zi cu vindecare, când Dumnezeu te ridică. Și aduci vindecare, aduci viață, aduci bucurie, aduci viața lui Hristos. Domnul asta vrea pentru fiecare, pentru fiecare e promisiunea, să fii ca un pom, să vii lângă apă, lângă izvorul pura care este Iisus Hristos. Aleluia! De aceea vreau să vă gândiți, să vă gândesc că Domnul pe noi ne-a pus așa un pic de bunătate, a presărat un pic de har și un pic de iertare. Nu! Ne-a iertat complet! Ne-a pus în izvorul Lui de har, ne-a inundat cu dragostea Lui. Haleluia! Am zis-o de David, ne-am întors la David. Spune în Psalmul 119, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și tu mă pe calea veșniciei. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți facă o radiografie. Lasă-L să te cerceteze. Lasă-L pe Duhul Sfânt să vină acolo în inima ta, în fiecare cămăruță, să vină în mintea ta, să curățe orice. Orice nu-i pe voia Lui. M-am gândit la cei doi oameni, fariseul și la femeia păcătoasă, la Simon. Și așa sunt de diferiți.